Bogătașii care vor să-și cumpere un avion, dar nu au timp să colinde aeroporturile și uzinele aeronautice, pot afla acum totul de la un salon foarte cochet din centrul Londrei. Firește, magazinul nu pune în vitrină avioane reale, dar le oferă clienților toate informațiile de care au nevoie pentru a-și face alegerea. Salonul aeronautic este situat într-unul din cartierele cele mai înstărite ale capitalei britanice. Potențialii cumpărători pot încerca senzațiile zborului fără să părăsească solul. Magazinul dispune chiar și de reproducerea în mărime naturală a unei cabine de Airbus, adaptată pentru clienții privați. Avionul real, amenajat în acest fel, costă în jur de 90 de milioane de dolari, dar și clienții cu mai puțin bani în conturi pot cumpăra aici aeronave mai modeste, la prețuri începând de la numai 1 milion de dolari. Ideea magazinului a apărut după criza financiară din 2008, când cererea de avioane private a intrat în cădere liberă. If you look at the private jet market in terms of new sales of new jets, it's been down about 10-11% last year. So people are looking for new ways to sell and distribute luxury goods. Pe lângă cabina de Airbus, un alt element esențial al salonului este un ecran video de 8 metri. Aici clienții pot examina în detaliu numai puțin de 18.000 de avioane noi sau la mâna a doua, puse în vânzare pe tot globul. So let's say from here we go from London to Dubai. This would show that there are 4 airplanes that meet those qualifications, and then we can do a comparison of the airplanes. Fiecare poate astfel să-și aleagă aeronava care îi se potrivește, cu condiția să aibă totuși la îndemână câteva milioane. Patronul magazinului recunoaște că investiția a fost mare, dar spune că la asemenea prețuri nu are nevoie de prea mulți clienți pentru a ieși în câștig.